Bă, cum a pus asta, mă, a fost perfectă! Enervează că trebuie să închid geamul de fiecare dată să nu mă audă vecinii. Salutare, frații mei lupi, eu sunt Big Wolf și bine v-am găsit la un nou episod de reacții. Astăzi, Big Wolf, adică eu, Paul, voi reacționa la Cringe Moments cu Big Wolf! Vai de capul meu, abia aștept. Aveți videoclipul în descriere, dați like pentru că chiar nu mă așteptam. Deci să-mi bat pixul, chiar nu mă așteptam să facă cineva asta. Eu i-am dat like, uite, dovada. Unde-i? Dovada, i-am dat like, i-am și scris aici, uitați. Comedie de primă clasă, deci, na. Haideți să reacționăm la noi să vedem cum e. Deși nici măcar mi-aduc aminte cum ai, da, mau. Gangster. Ah, ok. Salutare, frații mei lupi, eu sunt Big Wolf. De ce a fost asta? Vai de capul meu. Bun, deci să vedem. Aici avem un ochișor. L-am luat pentru că eu sunt am luat ochi. Asta e că facecam-ul meu acoperă facecam-ul lui Paul ăla din videoclip. Dar nu mai contează, lasă. Bă, editează fain băiatul, deci da, dacă vreți vă puteți abona la el, dați like, editează fain. Deci haide să-i dăm drumul. Laba. Fac laba. Bă, nu vă gândiți la prostii. Nu, glumeam, stați puțin să vă spun ce să facem. Astăzi, în acest videoclip mirific, posta de Big Wolf, maestru Big Wolf. Paul, tu ești curse cartofi. Perfect. Încă o dată în această casă minunată. Și alături de acea babă cotoranță, chioară, care e chioară, dar mă vede, dar e chioară. Uitați! Pe bine, mereu mă amuză ăsta, copilul ăla. Fugi! Am spus să fugi, Paul, că e în spatele tău! Ce ai, mă? Cum a pus asta, mă, a fost perfectă, mă! Fugi, Paul, fugi! Ce-ai, mă? Bă, deci asta a fost nota 10, dați like la băiatul, deci asta a fost nota 10, tată! Melonul, melonul nu este melon aici, unde este melon? Bun, ducem jos. Bune, bă, stai, unde-i tu, bă, unde era ciocanul? Așa, ciocanul e acolo sus, trebuie să ducem la el, apoi... Chiar am spus helmă, serios? Eu nu mi-am dat seama să-mi pa fixul. Bă, vedeți? E bine să mai facă unii abonați să vă facă ăsta cringe moments, pentru că o să vă dați seama unde ați greșit. Să spargem lemnul apoi... Na. Nu, stai, nu, nu. A, deci cam atât a fost, doamnelor și domnilor. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe. Aveți videoclipul în descriere. Dați like la băiatul pentru că a făcut o treabă bună. Și noi ne revedem următorul episod. Pa, pa! Dacă vreți, mai puteți pune în secțiunea de comentarii să reacționez la chestii despre mine, gen cringe-uri despre mine sau funny moments cu Paul sau ceva, mă rog. Salutare!